Eu am o bunică doar, părinți nu am. M-au părăsit când eram mică și bunica a aflat de la mine zile trecute. Când mi-a zis că se duce la factorul ăsta, cum îi zice, a zis, păi și ce faci acolo? Am zis, du-te, mamă, Dumnezeu să-ți ajute. Să nu te faci de râs. Cât-s vreo populară? Nu am încredere atât de mare cum ar trebui să am în mine. Sunt mai emotivă, de fel. Deja tremur, nu mai pot, de emoții. Bună seara! Bună! De ce te-ai decis să vii la X Factor? E o provocare pentru mine X Factorul. N-am cântat niciodată pe o scenă, e prima oară, doar la biserică. În cor? În cor. Cât timp? Păi am cântat de la 7 ani până pe la 16. Cu părinții, ești apropiată de ei, de mama nu, ta? Nu am părinți. Am bunici, o bunică am. Sunt... M-au părăsit. Când eram mică. La ce vârstă? Și când mama? Când m-am născut. Mama avea 14 ani. Și tatăl? Și tata avea 35 de ani. Și... Nu i-ai mai văzut de atunci? Pe tata l-am căutat eu pe la 20 de ani. L-am căutat. Mă așteptam să fie în alt fel revederea, dar a fost cam rece. Mi-a dat un număr de telefon, fără o cifră, fără ultima, sau nu știu că le-am încercat pe toate să văd și nu n-a mers. Și pe mama am văzut-o de foarte multe ori, dar nu n-am fost apropiate ca și fiică mamă. Am fost așa ca o pacoste. Maica mea când m-a făcut avea 14 ani. Și atunci un copil de 14 ani nu are cum să aibă grijă de un alt copil. Și bunica a substituit? Bunica a fost și este totul pentru mine. Ea a fost sprijinul cum a putut ea. Bravo, bunica! Aplauze pentru bunica! Presupun că bunica se uită la televizor acum. Se uită. Vrei să o faci mândră? Îmi doresc foarte mult să o fac mândră. Sper să nu mai am emoții. Atunci cântă frumos, fă-o mândră, fă-ne și pe noi mândri de tine. Ce-i să cânti? Nicoleta, nu, că nu sunt. Baftă multă! Mulțumesc!